Elevii claselor a 9-a și a 10-a se pot înscrie la alegerile care se desfășoară acum pentru mandatul 2013-2014, iar vizați pentru a participa la aceste alegeri sunt elevii din liceele din Zalău, respectiv Colegiul Național Silvania, Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian, Liceul Tehnologic Mihai Viteazul, Liceul Tehnologic Voievodul Gelu, Liceul Pedagogic Gheorghe Șinca, Liceul Sportiv Avram Iancu și Liceul de Arte Ioan Sima. Potrivit actualului birou de conducere al organizației zălăoane, în această perioadă se organizează o campanie de informare cu privire la CLT, pentru ca până vineri, 25 octombrie, cei care doresc să candideze pentru funcția de consilier să-și poată depune candidatura. Ne adresăm tuturor elevilor de clasele a 9-a și a 10-a care vor să se implice în societate, în special în proiectele care privesc tinerii, copiii și chiar adulții. Îi invităm să se înscrie la alegerile CLT până în data de 25 octombrie. Cei înscriși vor avea la dispoziție mai multe zile în care să-și desfășoare o campanie electorală pentru ca ulterior, în data de 7 noiembrie, să aibă loc desfășurarea alegerilor propriu-zise. Sunt eligibili pentru a candida elevii din clasele a 9-a și a 10-a, care în anul școlar precedent nu au avut corigențe semestriale sau probleme cu disciplina școlară. Pe lângă aceste criterii, elevii care candidează trebuie să aibă interes de a se implica voluntar în activitățile comunității, deoarece odată aleși în funcție, va trebui să reprezinte interesele colegilor săi la nivelul municipiului. De asemenea, candidatul va trebui să-și asume responsabilitatea de a pregăti și de a implementa împreună cu ceilalți membri ai CLT Zalău proiecte ce se adresează tinerilor, copiilor și adulților. După desemnarea consilierilor, dintre aceștia va fi ales un birou de conducere a organizației, respectiv un primar, un viceprimar și un secretar care să coordoneze întreaga activitate a CLT Zalău. Actuala generație a organizației a dezvoltat multiple proiecte, desfășurând în decursul unui an peste 13 activități la nivelul municipiului Zalău. Printre acestea se numără împărțirea de flori și felicitări doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 martie, acțiuni de ecologizare, concurs de fotografie, festival de teatru pentru liceeni, activități educative desfășurate cu copiii din municipiul Zalău cu ocazia zilei de 1 iunie, organizarea unui târg de joburi pentru tineri, balul balurilor, concurs de beach volley, party-uri cu scop caritabil și concurs de creație intitulat România altfel.